E focus. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un vlog. Astăzi sunt cu Ana. Bună! Eu sunt Florin și astăzi facem Smash or Pass cu celebrități din întreaga lume, am pus și din România ambii și din America. Eu mi-am ales 10 băieți, ea 10 fete și știți cum stă treaba cu Smash or Pass, nu suntem primii care facem. Facem eu mai multe care începe? Da. Bine, da, bun. Încep. Prima vedetă este Britney Spears. Arată-mi-o pe Insta. Nu știu cum arată, am auzit de muzica ei, dar nu știu. Oricum o să apară și pe ecran pozi cu fiecare. Da. E bătrână. Păi, e. Câți ani are? Cred că 50 sau 40 ceva. Bă, probabil acum vreo 20 de ani. Presupun că are bani mulți, nu? Bineînțeles, e Britney Spears, nu zice Britney Spears. Bă, zice... Păi, hai, că arată... Bă, are 50 de ani. Da, arată super bine la 50 de ani. Adică... Madonna arată mai bine. Și are 60. Deci? Smash. Pes. Ok. Pes. Bun. Trebuie scad. Oh, smash! Smash! Un big smash. Da, e mișto. I love it. Îți place muzica lui? Bineînțeles. Bianca Adam. Tequila? Tequila. Ai văzut că și-a făcut operația la nas? Da. Da, arată super bine așa, înainte da. Aș fi zis pes, dar... Cu operația la nas, smash. Nu știu, nice. chiar stă bine cu nasul așa. Da. Bun, al doilea, o celebritate în România, a început pe Vine-uri, apoi Facebook și acum a scos film. Matei Dima, România. Matei Dima? România, nu știu pe România. Aaaa! A scos mai mici. Da. Nu prea e genul meu, deci... Ești un pic chilios? Da, știu. Deci eu zic pes. Bine, hai, ce ai? Antonia. Wow! Știu că e favorita ta. Smash! Nu, femeia arată super bine. Da. Cea mai frumoasă femeie în România. Bine, nu știu dacă e cea mai frumoasă, dar chiar arată super bine. E. Faci și muzică bună. Și la nivel internațional. Da. Bine, smash. Love it. Următorul. Fotbalist. Pentru cei mai celebri. Cristiano Ronaldo. Ai văzut cum arată? Da. Ce abdomenare. O să zic pes. Pes? Da. Nu. Dacă aș fi fost fată, n-aș fi asta. Îmi place Neymar. Și Messi nu-ți place? Nu, e mai urât care Ronaldo. Mi se pare un băiat drăguț. Vorbim de vlogări. Irina Deaconescu. Bă, arată super bine, dar nu-mi place de ea, nu închid deloc. Serios? Înainte, când era mai mic, mă uitam la vlogul de ei, dar... Ia iurea, face reclamă la Bongo. Da, dar e și mie, cred că arată bine. Bă, pentru aspect, smash, dar pentru persoană, pes. Următorul e asiatic. A, deci clar, genul meu. Cianu Zeng. Nu știi? Nu. E youtuber român, adică... Smash! Nu știu, da. Dar face vloguri tot și cu toți. Da, și-a da. Făcut și cu Irina Diaconescu. Nu am văzut. Da. Smash. I love you, big boy. A făcut... Atunci când a apărut chestia de corona, da. Făcuse un clip despre are rude acolo da. În China și făcuse un clip. Interesant. Nu-l urmăresc, dar îl știu. Smash. Anyway. Hai, zi. Rihanna. Nu știu cum arată. Work. Știu cum arată, dar... A big cow. De ce? Pentru că s-a îngrășat foarte mult, dar a zăbit și iar s-a îngrășat. Oricum arată super bine și super mișto și... O știu de acum câțiva ani, când era mai mic și știam piesa aia cu Eminem. Nu, cu Eminem, nu? Da, sunt mai multe. De fapt, sunt doar două cu Eminem.
Și asta are ceva, nu? Cred că a făcut 40, nu știu. Dar nu arată de 40. Dar nu-mi place, pur și simplu. De ce? Pentru că e neagră, ești rasist? Nu, îmi plac super mult femeile de culoare. Dar? Dar nu-mi place de ea. Dar oricum nu prea e de culoare, că e mai mult... E. Dar cred că e americancă? Da. Ah, ok. Da, pes. Da. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume? Bill Gates? Nu. Elon Musk? Nu știu. Nu știi? Nu. Ai auzit de Tesla măcar? Da. Stai. Dar nu știu. Da. Pes. Am ales și numai oameni mai bătrâni. Tu? Ce? Am vrut să zici că Rihanna și ce mi-ai zis? Britney Spears? Dar nu arată de vârsta lor. Da? Nici Ronaldo n-ar de 34 sau 32 câți are. Arată mai bătrân. Nu e adevărat. Dar Messi are 34 și arată mult mai tânăr. Adică așa cred. Zi. Mimi. Bă, și Mimi, la fel ca Irina Deaconescu, nu știu, nu-mi place pur și simplu contentul lor. Adică e calitate și chestii, dar pur și simplu nu-mi place ce fac pe YouTube. Înainte, la început, urmăream pe toți. Dar, bă, arată super bine, deci... Adică e puțin scundă. Mie îmi plac persoane mai înalte. Vreau să zic pes. Smash, pardon. Smash? Smash? Rămâne, da. Ok. Artist român rupe topurile acum. Urmează scoat album. Ian. Smash! Îți place de el? Da, bineînțeles. Îmi place și muzica lui și el. Care e piesa ta favorită de el? Mă... a rămas obsedată pe Bagul Blant. E... Da, mă, dar e vechi, mă. Păi da, dar îmi place cel mai mult. Albumul din 2019 ai ascultat? Nu. Nu l-ascult non-stop, adică nu e unul dintre artiștii mei cei mai favoriți, dar îmi place. Oricum, Smash. Mine, tu mi zici. Cardi B! Bă, Smash. Bineînțeles, nici aveai cum să zic pes. Era... Deci era cu unul din Migos, nu? Migos? Da, Offset. Offset. Okay. Cel mai important om din România? Klaus Iohannis. Domnule președinte, cu tot respectul, pes. Cum, dar noi suntem pro-liberali. Da, da. Selena Gomez. Mai e cu Justin Bieber? Nu. Nu urmăresc. Bă, eram obsedat de ea când eram mic. Cine nu era? Magicianii din Beverly Hills. Waverly Place. Ok. Da, era super mișto înainte. N-am ascultat niciodată muzică la ea. Încă e super mișto, ar trebui. Deci... Mă uit la o poză cu ea, că nu știu. Acum 6 ani Smash, dar nu știu, stai să mă uit. E la fel. Serios? Da, arată super bine. Bine, Smash. YouTuberul care ne-a marcat copilăria, unul dintre cei mai amuzanți. PewDiePie? Nu, ne-a marcat copilăria de PewDiePie, am auzit în coace. Nu. Codrin. Oh. Ai văzut ce a slăbit? Da. Festivalul Beauty Finale. Am văzut că îl urmăresc pe Instagram. Pes. Înțeleg. No offense, dar îmi place contentul lui. Îmi plăcea și înainte și acum. Te-ai uitat, adică ai prins Satana Cartons? Da. Bă, chiar când ne marca copilăria. Da. Hai, rândul tu. Becky G. Cine? Becky G. Pe bune nu știi cine e Becky G? N-am nicio idee. Ce e? Cântăreață artist? Da, e cântăreață. Spaniol-american. Ține piesă, dă-mi o piesă să poate. Sin pianos.
Si tu mei am. Ah, ok, dar nu, nu știu cum arată. Patul. E super șmecher, deci nu cred că poți să-i dai pes acestei fete. Bine. E prea șmecher. Omul cu care ne-am petrecut revelioanele. Dan Negru. Da. Smash. Serios? Da. Pe bune. Pe bune, pentru, nu știu. Mă refer la... La? Îmbrăcăminte. Nu știu. Și după asta e tot om? Nu, după curele, mai exact. Bretele, nu curele. Bine. Și da, e smash pentru că e ce trebuie. Hai, zi, că nu... Ultima, dar nu cea din urmă, la care nu te firește dar niciodată. Da, să aștepți tu ce la mine ultimul. Andreea Tonciu? Da. Și ea și-a făcut-o până ți la nas. Da. Pes. De ce? O urăsc și pe ea și pe toate. Da, în fine, nu, pes. Bun, și ultimul artist, old school rap, 50 Cent. Smash. Obviously. E unul dintre artiștii pe care îi urmăresc de când eram mică și n-am încetat niciodată să-i ador și să le ascult piesele. Adică... In the club. Yeah. Candy Shop. Candy Shop. That's it, kids at the Candy Shop. Da, bine, cam asta a fost cu vlogul nostru. Da. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați like. Stay tuned că apar episoade noi în curând. Ok, bye! Pa!